Și cam atât. Ăsta a fost singurul lucru din categoria fructe care eu l-am putut mânca. Iar de la legume. Începătura parte din cauza ghimbirului. Dar am băut alaltă seară prima cană de ceai și am observat că mi-a făcut bine. Ieri nu am băut pe timpul zilei, nu prea am putut mânca. Am băut aseară o cană de ceai din nou și acum de dimineață, după cum v-am arătat și pe Instagram, am putut mânca niște carne de porc prăjită foarte bine. Am văzut că o fată mi-a scris pe Instagram că erau sarmalele prea arse la un moment dat când i-am arătat o poză cu sarmale. Eu așa prefer mâncarea și carnea când a prăjit-o mama, i-am spus las-o mai arsă pentru că eu așa o mănânc. Și asta a fost plăcerea mea. Am mâncat carne din aia prăjită bine cu muștar și cu pâine. După aia am mâncat un pic de pepene verde, deci clar am mâncat un picuț mai bine dimineața asta. Și o să mai fac acum la prânz o cană de ceai. Sper că mă ajută, pentru că în general ghimbirul este pentru grețuri din asta, pentru rău de mașină sau de avion sau de orice aveți. Și este bun. Dacă n-am găsit capsule, măcar am găsit ceiuți așa. Iar în rest, în afară de lucrurile astea, pofte multe am avut săptămâna asta. Mi s-a trezit odată să mănânc pepene verde, odată să mănânc plăcintă cu brânză, a trebuit să facă mama. Și tot așa, pâine goală, proaspătă să facă, pentru că noi facem pâine în casă. Cumpărăm doar pâine feliată, însă pâine o face mama în casă. E mult mai sănătos așa și prefer să o mănânc așa. Și am avut poftă să mănânc pâine caldă, proaspătă, mai crocantă așa. Mi-a făcut și am mâncat. Mâncam, după care mi se făcea un pic rău, însă nu vomitam. Dar stăteam un pic, mă linișteam și mâncarea rămânea acolo în stomac, că totuși contează.
Și v-am zis, vitaminele am reușit să mi le iau cu sucul, pentru că altfel nu reușeam, dacă apă nu beau, nu aveam cum să le iau goale. Și cam atât în săptămâna asta. În afară de simptomele astea nu am mai avut altceva, dureri de burtă nu am mai avut deloc. A, somnolență mare. Eu simt nevoia să mai dorm dimineața. Și rămân și mai dorm o oră, maxim două. Și după aia pe timpul zilei trece, când adorme Natalia după amiaza, adorm și eu lângă ea. Deci am o mare somnolență, aș dormi mult, cu siguranță din cauza sarcinii. Iar cu dusul la toaletă, oarecum e o problemă, treaba mică să fac. Mă duc mai des decât mă duceam înainte, am citit și asta că este normal. Mi-am cumpărat o aplicație pe telefon, se numește... Nu mai țin minte cum se numește, însă o să vă scriu aici undeva jos. Și o să vă scriu cum se numește, dacă vreți să o căutați. Are o perioadă trial, adică poți să, până la câteva săptămâni îți arată gratuit, după care te pune să o cumperi dacă vrei să vezi până la final. Eu am luat-o de acum până la final, a costat 4 lire. Pe mine m-a ajutat, am avut-o și când am fost însărcinată cu Natalia. Și m-a ajutat. Îți spune acolo despre simptomele care trebuie să le ai tu în săptămâna aia, despre... Sunteți alături de mine, vă mulțumesc pentru comentariile frumoase pe care mi le-ați lăsat și vă doresc și eu multă sănătate, Dumnezeu să vă dea multă sănătate, să fie alături de voi și nu uitați că mâine, duminică, pe 16 octombrie, o să fac extragerea, cum ar veni, pe site-ul ăla pentru giveaway, să vedem cine este câștigătorul produselor. Și până atunci, eu vă urez un weekend plăcut, vă pupăcesc, pa, pa! Your skin, take off your clothes, blow up the fire, don't be
shine.